Hai încoace, mă. Fii atent, intrăm peste asta și luăm tare, da? Hai că am eu cheile de la casă. Și eu am, intră. Intră, da. Băi, mâinile sus! Aolo, aolo, aolo! Alo, ce faci, nebunule? Ce fac? Ce cauți aici la noi în casă? Ce e la noi în Ia, casă? Ia, mișcă, nebunule. Mișcă! Mișcă pe hol aici! Da, mergi în față. Cătușele. În cameră, hai! Dacă îi pun cătușele. Pune cătușele italiene. Cătușează! Dar ce-am făcut? Taci! Leagă la gură, leagă la gură. Acum. Dacă-i pună un pic de scoci la gură. Ies până afară din casă, tu ține-l aici și să nu-i dai scociul jos, da? Da. Revin într-un minut, revin. Fiți atenți aici, voi ce fac. Hai mă, uite, vine poliția, ai aticule. Bag poliția peste el în casă, să vedem ce face. Te salut din Pitești, Adrian, salut, ticule, salutare. Ce zici de activitatea mea? Alex, Ava, cred că trebuie să fii mult mai activ decât ești tu acum. Dacă tu te chinui sau te strădui să fii activ, crede-mă, să fii activ înseamnă să te străduiești mult mai mult. Uită-te la Matrix, uită-te la Andreea și mai sunt și alții care sunt aici în fiecare zi. Sunt activ, răspund pe chat, mă ajută foarte mult. E foarte greu să fii atât de activ, trebuie să fii dedicat. Trebuie să... Cine e ăsta, mă? Dudui, nu știu ce. Azi am băgat o shawarma de la Shawarma House. Salut! Bună ziua, domnule! Salut! Cum te spui la mașina asta? Aia e a ta? Da. E X5-ul meu, da. Foarte frumoasă mașina. Și aceea la fel? Aceea nu este a mea, este a unui mafiot. Domnule polițist! Bună ziua! Bună ziua! Aici în casă se află un mare mafiot, domnule. Dacă vedeți ce câți bani are înăuntru acolo, m-a chemat că să-i ajut să-și facă nu știu ce la piscină, să vedeți câți bani are înăuntru. Dacă vezi, puteți domnule, să mai chemați colegi și eu vă invit în casă, să vedeți ce are în casă acolo. Nu putem intra, nu avem mandat. Păi da, vă invit eu. Nu puteți să intrați cu forța, dar vă invit eu. Da. Păi stai o secundă, are mandat? De arestare? Păi nu, dar vine și constată ce se întâmplă acolo înăuntru în casă, ce are omul păi în casă. Păi nu are voie, trebuie să explorească o ilegalitate ceva. Păi dar... nu are voie. Da, nu putem intra. Păi și dacă... Domnule, dacă face cea, domnule, să știți că domnul dinăuntru este încătușat. Domnule, banii aia poate provin, poate domnul muncește din greu, nu știu, nu putem... Domne, are teancuri pe masă, domne! Bă, banii, poate că să-i lui, adică, de unde știi că sunt, nu știu, domnule, au provinții din... Domnule, să stăm pe aici prin zonă și am să-l urmărim, în caz de face vreo egalitate. Are un costum din ăsta, cremă, așa, uite că mai ce vin colegi. Porsche-ul ăla de acolo, că doar nu e X5-ul ăla, ăla e al meu, eu am răv, vai și amăr de el. Ok, vă mulțumim. Uite, am mai venit fără serere. Domnul auziți, este... domnule polițist? Nu vă supărați, puteți să mă duceți și mie până undeva, sunt taximetri și trebuie să mă duc tocmai până la garaj și m-am cam pierdut. Dacă mă puteți da o tură până acolo, scuzați de expresie. Mamă, câți polițiști au venit, nu mă așteptam la asta. Duce și pe domnul la un garaj, te rog. Da. La garajul de la taxi, dacă se poate. Dar nu mai bine l-a arestat și pe mafiotul ăsta dinăuntru să-l ia și pe el să-l ducă la secție. Nu putem intra atâta timp că noi n-avem mandat. Domne, dar vă invit eu în casă și doar trebuie să constatați, să vedeți câți bani are acolo, nemernicul.
Domnule, trebuie să ne înțelegeți și pe noi că nu avem nici cum să intrăm fără mandat. E ilegal. Păi dacă vă invit eu, domnule. E casa dumneavoastră? Este și casa mea, dacă am cheile de la ea. O, asta schimbă situația. Eu vă deschid ușa și intrați. Două secunde. Și ce caută acest domn în casa dumneavoastră? Păi da, e... Bun, dacă un de aici care spune că este și el proprietar, nu invită în casă fără mandat. Mamă, eu au voci în cap, lasă-mă în pace. Domnul... E de la stație, da. Cum doriți să... Spuneți că e un infractor în casa dumneavoastră? Da, da. Păi l-ați primit dumneavoastră sau cum? Păi l-am găsit acum în casă și este un băiat acolo. Am reușit să ne imobilizăm, să-l încătușăm. Adică asta e casa dumneavoastră și o intra peste dumneavoastră? E casa mea și încă unui băiat care îl ține acum legat acolo. Robi. Da. Hai lângă ușă. Asta schimbă situația. Luați-vă armele, băieți. Hai că mă duc la o parte. S-a dus, stai, bă. Stai așa, domnule, că vă deschid ușa să intrați. Da, da, da. Anasir Dudoianu, mamă, am auzit de băiatul ăsta, Anasir Dudoianu. Care este, domne? Domnul, o să-l vedeți într-un costum. Uitați-l, acesta e. Băi, culcat, jos, culcat. Stai jos, culcat. Eu polițist, dar este o neînțelegere, domnule. Păi ele sus. Domnule, este o neînțelegere. Au venit domnii ăștia, mă, câte dă. Dicot, culcat. E singur, domnule, e singur. Domnul. Verifică-l, colegul, verifică-l. Frateria goală. Uitați tancuri de bani ce are aici, domnule. Uitați tancuri de bani aici. Baie goală, colegii. Aolo, ce amendă îmi dau ăștia. Ai. Nimic, domnule, m-au verificat. Uitați-l pe italianul, băi, omul, uitați-l pe italianul. Aoleu, italianul ăla în poziție de manechin. Bătărie goală, colegi, nu-i nimic. Uitați, domnule, vă arăt și e tot nevoie. Casa asta e a mea și ați intrat peste mine, domnule, cum facem? E a mea casă. Să intrați peste în casă. Nu știu cum să vă zic de asta. Ăsta a clipit, domne. Alo, mă auziți? Nu cred, colegi. Mă, dar uite-l că îi se mișcă mâna. Alo, vă auziți? Ați găsit ceva pe domnul ăla? Dacă îi dau un pumn și cade. Ce manechin realist, haideți afară toți. Ce dai, băi, ăsta? Domnul. Hai, mergi, domnule, odată. Colegul, ia de aici tu, pe ăla. Dar trebuie să îmi dați cătușele jos ca să ies, că, na. Mergi, că poți. Haideți afară toți. Haideți și noastră, domnul Roș. Sigur, sigur că da. O să mă asigur că iese băiatul ăsta afară. Băi, italiene. Bă, ce facem acum? Că eu nu ies afară. Pădiță. Hai să ne ascundem aici, în spate. Îmi hainele. Stai să mă uit pe camera aia, stai așa puțin. Că mă uit pe cameră să văd ce se întâmplă. Ocupați dumneavoastră. Eu, domnule, sunt gunoier. Și în timpul liber sunt și student în Academia de Poliție. Nu păreți. Păi nu par, am costumația înăuntru, domnule. Am tot așa cu fluoroscen, cu lumea. Veniți la mine, ăsta Popescu Andrei. Veste reflectorizant. Veniți. Sunt din grupa a doua. Îmi spuneți și mie, vă rog frumos, în ce buzunar aveți un buletin? În portofelul ăla, în portofelul ăla aici, la spate. La spate. Dar domnul, nu mai ieși din casă, ce s-a întâmplat? Aolo. Am fost picat, domnule, la exam, sunt în academie. Și că domnul nu mai ieși din casă. Domnule, că vă cheamă? Popescu Andrei. Popescu Andrei, nu e domnul Popescu. Trebuie să-mi dați cătucele jos, domnule, ca să luați, că nu puteți să luați. Băieți, l-am băgat pe Andrex, băieți, la înaintare, băieți. Ia uzi-o pe asta. Ai grijă, garda e în spatele tău. Iată în mașină să fugim că iese. Ia, urcă-te și aprinde pipa Fast and Furious. Dacă nu mai foc la tine. Bun, două secunde. Dacă este cineva care n-a apăsat like-ul, ia uzi-o pe asta. Dați like! Uite-l că dansează nebunia, uite-l ea. Ce-s
cumva unde e domnul cu roșu, era acasă și... Mamă, l-ai curit pe mine. E ceva, e ceva necurat aici. E ceva necurat. Mamă, dacă intră în casa, am belit-o. Auziți, dar mie mi s-a părut că la noi e manechin, sincer. Și mie, și mie. Pariu că dacă-i dau un pumn... Acum se aude bine, mă bucur. Domnule, dacă e casa dumneavoastră, era manechin sau ce era? Eu numai ce-am dat like. Diana, mulțumesc, Diana, pentru like. Aolo. E casa dumneavoastră, știți, da? E casa mea, vă arăt actele, le-am pe masă, de bea ce-am achiziționat. Haideți în casă, ia să le deschideți așa. Italiene! Italienii a vor să intre în casă, hai să ne ascundem. Fii atent că știu, vino încoace, vino încoace. Băi, vine, pune-te jos repede. Pune-te jos și nu o să te vadă, pune-te jos repede. Unde? Oriunde, pune-te oriunde repede, bagă-te din asta în sit, repede. Repede. Oriunde, oriunde. Nu așa, mă, în sit, mă! Așa. Și dă-te pe șoaptă. Dacă noi ne punem în asta, n-ar trebui să ne vadă aici, știi? Daniel Girigan. E ceva necurat aici, Daniel, mulțumesc. E, uite, uite că nu ne văd. Nu ne văd, știți din ce cauză nu ne văd? Pentru că dacă te bagi în animație, nu te văd. Dacă te bagi în animație și intră cineva în casă, e un bug și nu te văd, știi? Dar noi aici simulăm, practic, că ne-am băgat sub pat, înțelegeți? Adică, na, ne folosim și de chestii, dar facem și un pic de roleplay, știi? Noi acum suntem sub pat, dar n-ai cum să te bagi în 5M sub pat. Aoleu! Mor, mă, ce panorame! Ei nu ne văd acum. Și noi suntem sub pat acum, băi, și stăm ascunși, frate, că dacă nu ne arestează poliția, pe noi ești nebun. Hai că eu drept că sunt polițist, dar italianul iară cade. Te pupă nemții, Himii, mersi frumos. Baie, că poate nu trebuia baie. Să zici că sunteți sub pat? Daniel, mulțumesc frumos pentru donație, Daniel. Îți mulțumesc frumos. Asta a dat panoramă de bug. O să iasă până la urmă, că n-am ce să facă, știi? Voi chiar nu vă vedeți pentru că aveți animație. Păi știu, Andrex, asta am zis și eu, că nu ne vedem. Știu, mă, că de-asta i-am zis lui italianul, că el a vrut să se pună pe burtă și i-am zis, nu, pune-te în sit, în... intri în animație și nu te vezi, știi? Dacă te prind, aia ai pus-o, Daniel, nu mă prind, Daniel, că sunt prea creier pe din astea. Când e vorba de prostii din astea, sunt numărul 1. Sunt numărul 1. Și... Când îți prind somnul. Ai grijă, garda e în spatele tău. Urcă în mașină să fugim că iese rău. Urcă-te și aprinde pipa Fast and Furious. Gata, ajunge. Fii atent că ieșim peste asta, dar știi ce mie? Mie că sunt polițiști aici în casă. Nimic ăsta e... Cum vă s-a gândit, bebe, să-mi fac așa, mă? Cum s-a gândit? Băi, când îl prind... Când îl prind... Să vezi ce-i fac. Nu te mișca de aici. Ai, nu poate să poți să-mi fac una ca asta. Ce zici? Nu te mișca că poate sunt polițiști în casă. Nu mă mișc. Lasă-l să adoarmă și după aia fugim. Ești numărul 1 pe ascuns? Da. N-am mai auzit melodia asta de mult. Bă, dar știți că o mai puneam eu mai de mult? O mai țineți minte? O aveam binduită undeva pe o tastă și o mai puneam? Mai țineți minte? Când fugea poliția după mine, băga melodia aia? Mamă, ce sfoară e ăsta, bă, băiatule. Hai să ieșim ușor afară. Tu primul, pe mine mă pufnește râsul. Poate... Bă, unde s-a dus ăsta? Mamă, ce mă, ia uite pe burtă nebunul! Poate sare poliția pe el.
E liber, mă? Hai să ieșim afară să fugim. Am greșit buzunarul. Îmbracă-te. Ok. Ești tu prima fără că pătim, te știi. Și după aia vin apă. Hai înapoi, bă! Ce nu vine înapoi, mă? Cum e afară? E liber, e liber. Hai, hai să ieșim afară. Nu mai avem. Hai să fugim pe aici, hai să fugim pe aici. Fugi, fugi, fugi. Păi eu sunt în chiloți. Nenorocire, ce faci, mă? Ai căzut la pușcărie? Asta? Am căzut la pușcărie, a? Mi-a scris dat în urmărire generală de polițiști. Aolo, serios? Aolo. Vezi? Tu te pui cu... Bă, eu sunt polițist, mă nebune, nu mi-e frică. Mă auzi? Okay. Hai să facem repede, mergem aici la coridor, vină după mine, să facem rost de o mașină. Da, mă nebunule. De ce ai închis? Vezi că o să te închis. Vezi că eu sunt polițist, nu mi-e frică de poliție. Nici de tine, nici de poliție, nici de nimeni. Bă, auzi, mă? Se închide telefonul și n-ai. Ce am primit aici, băieți? Am primit un mesaj de la... BMW X3 Diesel, ia auzi. Uite cum alerg eu în chiloți italiene. Uite cum alerg eu în chiloți italiene, e bine? Ești bine, bebe. Alerg așa. Aolo, poliția, what the heck? Mamă, trebuie să alergăm până la celălalt pod, mă. A, nu, aici, aici, hai că am ajuns bine. Aici sunt aia. Furăm și noi o mașină, trebuie să găsim o mașină de ciordeles. Mesaj, mi-a dat mesaj? Sunt pe urmele tale. Nu știu ce, că e pe urmele mele. Hei, boss, 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 boss. Bună ziua. Dă-mi pantalonii tăi de pe tine sau îți iau gâtul aici. Ce-ai, domnule? Dă-mi pantalonii! Dă-ți-i jos de pe tine acum și dă-mi mie, hai. Nu dau niciun pantalon. Bă, te... Mori de rușine, domne! Te bat aici, dăm pantalonii! Uite ce am eu, uite ce am... Bă, dă... Am înțeles, am înțeles. Dă pantalonii de pe tine! Uite ce am eu aici, mână... Numai puțin, domnule! Dă-mi pantaloni, nu vezi că umblu un kilos pe aici, pe stradă? Imediat! Mă urmărește poliția! Domne! Ce dau eu? Bă, tu dă geaca jos de pe tine, dă geaca jos, dă geaca încoace. Dă-mi puțin. Paul, la mine vine mai scurtă, dar e bună. Dă-mă pantalonii, bă! Da, dă-mi puțin, că i-am legat cu șiretul. Nu-mi dă-mi de la mine, că ți-am dat eu. Taxează musculul, Igre. Aolo, cu unii e așa greu. Trecut de domne, când ai timp să uite la stăritul. Dă-mi jos. Lasă-o așa, hai să fugim. Aolo. Domnul. Hai, vino, vino coace, vino coace, că e scuterul ăsta aici, e scuterul ăsta, ai grijă. Hai, urcă sus, urcă, urcă, urcă. Hai, acum. Mamă, și cum suntem cu motocicleta asta? Ia uziți, băieți. Ai grijă? What?
Garda e în spatele tău. Urcă în mașină să fugim că iese rău. Urcă-te și aprinde pipa Fast and Furious. Dacă nu mai foc la tine, te rog să te dai jos. Hai grijă! Trebuie să ajung până acasă, mă, așa îmbrăcat? Cam așa ceva. Trebuie să mă oprească poliția. De că nu vine nimeni prin ea. Ia uzi. Mai bine mergem pe trotuar cu motocicleta asta. Aolo. Ți s-a stricat? Nu știu ce n-ai bar, nu mai bagă viteza. Doamne. Cred că e fermată. Dă-i la poliție, dă-i la poliție, scântecem pe lângă, dă-i. Ah. Aolo, n-am văzut. Bă, a dat cu spatele. Am belit-o, italiene. Nu vine după noi. Mamă, ce am crezut că vine după noi. Trebuie să mai treci o dată pe acolo, că îi dădeau cu picior. Eu nu am cu ce să plec de acolo, e și de mai bine. Dacă te duc eu pe unea, dacă vrei să lovești cu picior. Nu, că poate mai e ăștia la... Eu cred că merge, sincer. Dar unde era, mă, parcarea, mă, când scapă parcarea? Unde era pe aici? Hai, bebe, azi mi-am rămâna pericol. Cum ai reușit, mă, să-ți rămâna, Alex? Așa, iure, să umblu cu tine. Chiloți? Să fim chiloți, da. Ți-e rușine? Nu, Doamne, ferește. Uite, mă, aici la metrou, mai vine așa de la metrou. Nu e nimeni, bă. Sau nu e aici? Aici ar trebui să fie, nu? Aici, bă. Hai să mergem să mă schimb și eu. Construcție ție? Să-ți pregătești ăla, că știu cine e ăsta. Cine? Eu din ăla. O să ne calcă, fii atent. Așa zici tu? Așa zic tu. Deci că e la fel de deștept de ca și mine? Ha? Nu, pentru că ăla-i prost. Aia zic și eu. Mai prost. Max, salut! Bună, mă poți saluta? Salut! Fast and Furious. Haide, tati, calco! Vrei să te dai jos să împingi? Poate ajunge și noi mai repede? Nu. De ce? Lasă, că așa încet mergem. Bebe, trebuie să-ți iei costumul meu, costum, băie, dacă vezi, băi. Haide, Japonia! Oh, bă, cum mă dai pe spate. Păi asta vreau, să-ți dau o glumă, să te dau pe spate. Salut, vrei să mă salut? Yes. De pe roată că merge mai bine. Ce vrei, mă, de mă tot deranjezi, mă? Eu cu domnul Piftie suntem pe urmele tale. Să știi asta de la mine. Bă, ia sună-l pe domnul Piftie. Stai așa. L-am contactat, i-am spus ce face și azi că în 10 minute ajunge în oraș și mergem să te căutăm. Te dăm în urmărirea generală. Ia, mă, să văd, mă, că numai așa poți să... Să zgudui toată vezi? Poliția. Și de data asta nu o să mă mai dai afară din poliție, cum ai făcut iarna asta. Ia stai. Ca să știi asta de la mine. Ia poliția. Să trăiți. Să nu râdeți de mine că sunt în chiloți, am avut o problemă cu poliția. Nu râdem. Poliția română. Ați făcut amă. Nu vedeți ce mi-au făcut? M-am dus și eu frumos, căci că la o gagicuță așa mea și când intru era un bărbat înăuntru care a sunat la poliție să mă prindă. Băi, Italene, eu încă l-am pe Rufus.
Mamă. Unde-i Francesco? Domnul cu părul mă, ia veni să aleagă după mine. Aolo. Te-a? M-a prins. L-a prins. No, că... Da, continuăm discuția. Nu știi pe mine? Italianul... Păi, italiene, vorbește și tu mai încet, italiene. Te auzi de aici. Probleme cu urechile. Nu, no, el vorbește tare în naibii. Are gâtul ăla de... Ești că e din ăsta leopard de rage. Auziți? Dacă am probleme cu poliția, nu mă ajută și pe mine? Da, cum sunt? E unul bombalău de vrea să mă prindă, ci că vrea să mă omoare. Ci că s-a vorbit cu șeful poliției. Domnul, așa au zis, Ci că a vorbit cu piftie, cu șeful poliției să mă prindă. Ce este omoare, domnul Bebe? Ăsta, cum îi zice mă în oraș aici? Cine? Supremul sau cum îi zice lui? Lul cine, mă? Lul Andrei, mă. Dacă vrea cineva să omoare, veniți la noi, domnul. Cum îl ai în telefon? Bă, mai las-o mă pe bagajică, te-am pace. De cine vorbești, mă? Să dau și o mască jos. De Houdini? Dar ce, Houdini e gagică ta, mă? Nu, mă. Maule, bunilor. Nu e, mă. Cam sas. Trebuie dacă mă înțeleg. Să te-o omoară, mă, vede. M-auzit-o? Da, da. Nu știu de cine vorbește, oricum. Domnul, dar vă place aici la mine la magazin, a? Da, eu este o atmosferă foarte frumoasă. Eu uite și pe asta. Opa, cred că știu cine. Cine? Adriana. Buștașcă. E Alexandra, menajera. A. Ce lipi ne băgăm? Ce să ne băgăm? Buș, eu am nevastă, Buș. Cum o cheam pe soția dumneavoastră? Nevasta mea? A? Andrei. Andreea? Care? Da. Aolo, vine! Aolo! Bă, și a zis italianul, bă. Bă, și ai zis că o să... Mai trage, bă, nu zis să nu mai tragă. Dom'le, asta a fost o crimă cu premeditare, să știți. Hai să-i ajut pe băiesc. Ce ți-a spus, mă, bebe? Unde ăla? A plecat, l-a ajutat domnul Bebe. Să spuneți alea, că să vă ajute. Îi ajut acum. Aolo! Mi-a cam urmărit ăsta, i-a luat ce, dar eu l-am văzut că vine și m-am ferit la tip. Mamă. Înțeleg ce au domnii ăștia, domnul. Au, dragi, nu ești. Eu am fost odată șeful la gunoier. Uite cât sânge pe aici. Ei m-au făcut mari. Singura problemă e că eu cam scap de mulți de oameni de genul ăsta, doar că îi ajut, nu știu cum să zic, mai pe ciocul așa, știi? Și îngerea și ceilalți îi cam reîntorc pe ăștia din ciocul pe toți, că cred că și-au aiurea, știi? Și aia e, la un moment dat o să se întoarcă. Bă, dar l-am văzut cum vine. Eu veneam cu italianul pe drum și ăla ne tot urmărea în spatele nostru. L-am păcălit, i-am dat niște eschive cu motorul, l-am scăpat de el. Și apoi l-am văzut în spatele meu aici și atâta am apucat să fac hop și a venit trenul. Al treilea ochi l-ați văzut, da? Eu n-am avut reacție deloc. Eu i-am văzut direct lumina de la faruri. Eu am văzut direct pământul. Aia a fost luminița de după. L-am văzut de mult. Mamă, dar i-ați văzut bluza la gagica asta? Băi, numai acolo mă uit. Parcă ai nevastă și lipurile. Nu mai. De azi. Ca fugi, bă. Nu e în oraș. Lasă cu eu, Andreea. Lasă că vedeți voi. Ce să vadă, mă? Pe Elsa. Pămâne, pămâne. El le vrea pe Gabriela. Băi, mă duc și eu să mă schimb și revin imediat. Hai să luăm mașina. Cine era cu Gabriela acolo, nu? Ce era? Cine e cu Gabriela? Cine e Gabriela, de fapt? Nu știu, am auzit o Gabriela. Și eu eram cu Gabriela acolo, pe la sală, mă. Ai poliția?
Nu știu dacă e poliția, trebuie să plecăm. Fugi, italiene! Dacă e poliția, ei le trag. Domne, hai urc! Stai și azi. Fugi, 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 fugi. Dă-i în jos, dă-i apta, dă-i apta. Fugi, italiene, dă-i! Garda e în spatele tău. Urcă în mașină să fugim că iese iar. Urcă-te și aprinde pipa Fast and Furious. Dacă nu ai foc la tine, te rog să te dai. Ce-a făcut? Minus 1 pentru gardă, plus 1 pentru mafioți. Dă-i înainte, mă, să scăpăm de el, că vreau să mă schimb, că eu tot un kilos, mă prim, dacă mă... Ia, bravo, 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 bravo. Stai, scuze, stai, că nu mai mișcă, mai, nu mai mișcă mașina, dă-i în spate, dă-i în spate. Te vezi, mă, așa, mă, e mai spate. Las-o așa, las-o așa. Da-și că vin, da-și, șiu. E mai în față. Atât, atât, că gata. Perfect, așa. Șiu. Ia uziți, ia, liniște, 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 liniște. Bă, care n-ai dat, mă, like dintre voi? Crezi că mai merge mașina? Cred că s-a făcut căcaseră. Hai să mergi. Hai, hai să mergi, hai să mergi. Trebuie să simt că își repară mașina, fiți că întrege noi, își leagă două fire și pornește mașina. Bă, dar cine era, mă? Ori era Andrei? Nu știu, da. Cred că dacă ne urmărea, da, nu? Oh, ne-a luat el! Mamă, eu te transport acolo de mașini, unde se duc banii. Dă-i, dă-i, dă-i la casă la noi. Nu, nu, dă-i înainte, dă-i înainte, păi așa, așa, dă-i în față. Ia, le-ai cutusă. Cred că i-am spart roată. Dă-i, nu te opri, nu intra în casă, nu intra în casă, că intră ăsta peste, nu! Așa, așa, dă-i, 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 că poate crede că am intrat în casă. E robotul dacă îl văd în spatele meu. Bă, cine trage aici? Ai auzit? Ce? A tras cineva. Cine se tragă? Bă, am auzit bine. Avem 1000 de like-uri sau nu avem, băieți? Poftie, ai belit-o, bebe. Poftim? Ai belit-o, mă duc să le iau pe domnul Piftie. Dar tu erai cu mașina de poliție. Păi eu eram, dar stai să vezi. Ce cu caos tu, mă, că tu nici nu ai voie să mergi cu mașina de poliție, că tu nu ești polițist, bă. Zici tu? Zici da, tu? Da. Ne auzim, bebe, ne auzim, stai să vezi. Poți că se uite să le ia pe Piftie, ești nebun? Ăla vine cu toată poliția să mă prindă. Dacă mă prinde, mă și dă afară din poliție, îți dai seama. Hai înapoi acasă, hai înapoi acasă, mă schimb și eu. Da, că altundeva nu cred că mai am haine. Nu știu, la tine am dat haine. Dar tot, tot acolo, acolo e, da, exact. Mama, simt ca în filmul ăla când avea la Audi. S-a-mi spart puțin luneta, sper să nu fie cu superare. Dreapta. Știu, bă. Păi și mie... Ce? Da? Da, da, ca să intru și eu în atmosferă aici. Avem de toate! Un ca like-uri, sarmale, borcane... Sunt-l pe lingurar? Nu cred că e pe un joc lingurar. Totul că a zis că vine acasă pe la 4, nu știu ce-o fac. Hai că te aștept aici. Ce vrei, mă? S-au focul de armă, bebe, nu mai pot de frică. Pusălăule, ce ești? Gata, băieți. Bebe Mui se îmbrăca la costum. Fii atent ce poate să fac acum, fiți atenți aici. Nu, în caz să ieși. Calmează-ți, băi, butoaie. Ce să se întâmple? Mafia se întoarce!
Aia se întâmplă. Se întoarce mafia, bă. Normal. Wow. Mafia se întoarce. Să redevenim o forță. Poți să vin și eu cu voi, mă, bebe. Hai, urcă. Băi, fii atent. Da. Am o idee. Ce idee? Băieți de pe chat. Vreau să spuneți care este cea mai puternică apărare. Da, te aud. Ia spune ce idee. Stai așa puțin, zic imediat. Vreau să-mi spuneți care este cea mai puternică apărare. Vreau să văd care știe de pe chat. Vreau să aud. Moare bebe Moise, moare? Moare bebe Moise? Moare bebe Moise, nu moare. Inteligența. Poliția, mafia, curcubeu, mafia. Uite, bă, a scris Marian acolo atacul. Bravo, băi, Marian Răstan, cred. Cea mai bună apărare este atacul. Băi, italiene, cea mai bună apărare este atacul. Ce-ar fi să-l atacăm noi pe Andrei? Păi unde? Hai la poliție. Tu, you know, eu cred că... Eu o să scot mâna așa pe geam în fața poliției și o să-l scutur câteva gloanțe în el. Și o să vină poliția după... Mă bazez pe condusul tău de pilot de curse Formula 7. Gata. Niciodată te rog să obții o forță a fabricii pe GTA? Sorin, ce ai scris acum? Du-te la armată? Cum se numește muzica aia tristă? Ceva cu emotional, nu știu cum, băieți. Nu știu că nu o am... O am în calculator aici, nu știu, o am de mult salvată, nu știu. Mi-am salvat odată mai multe muzici, mai multe piese, mai multe sonorizări, mai multe, nu știu cum să le zic. Le-am salvat, le-am băgat în diferite video, am văzut care au copyright, care nu, le-am selectat și le-am păstrat. Nu știu, se numește emotional și ceva de genul, emotional. Garda e în spatele tău. Up, up. Udini, trezește-te, bă! Ușor, italiene! Oh, călita, i-am angajează dat un hitman? Bă! Da. Mai ai numărul lui hitman? Hai să facem rost de numărul lui hitman. N-am avut niciodată. Udini, bă, Udini! Tu-l îmbască, el e cu hitman-ul, că a avut contract cu el. Vrei să ne oprim pe undeva? Doamne, te sunam pe tine. M-a sunat cineva. Stai că-l sun eu, te-am sunat, stai că-l sun pe Houdini. Trezește-te, Houdini, tu șceapa ta, Houdini. Mulțumesc de subscribe, Adi, salut, bine ai venit. Vând Golf 4 benzină, salut, Rares. Vezi că asta e gluma mea cu Vând Golf 4. Bine, gluma mea. E veche gluma. Dar și eu sunt. Mă auziți? Da, da. Am crezut că mi-a răspuns ăsta când ai zis. Mă auziți. Stai doarme în casă să facă din alea multe. Uh-huh. Ia, fii atent. Nu știu dacă are numărul meu salvat. Răspunde, domn părinte! Nu suna hitman, ești puternic și distrugi poliția. Nu mă, că eu vreau să-l aduc doar pe Andrei, mă. Mergi ușor pe aici să nu ne atragem atenția, da? Salut, pe ce server joci? Pe Doom România. Server Giulia, mulțumesc mult, Giulia, acolo pe zonă. A văzut când treabă de server, boom, și Andreea la fel a dat serverul instant pe chat. Mamă, ce mai ești mecher moderator? Aolo, iară vine un gunoier. Când vă un gunoier începe să-mi bate inima mai tare ca la poliție. Mă auzi, italiene? Da. Zic, când vă mașină de gunoi îmi bate inima mai tare ca la o mașină de poliție. Da, eu ce ți-am spus? Ai și tu dreptate. Melodia este emotional, sad music, sad chitara. Mergi ușor. Mă duc până la baie? Ok. Sună bine rău. Dacă vrei să faci ceva, vino la bulău. Nu mai faci ambulanța neagră? Nu știu cum mai fac. Nu știu dacă mai fac. Cred că e în parcare, sincer. Uite, nu e ăla, nu e ăla, nu e ăla. Cred că ăla e. Ia, dă-i pe pod, cumva, dă-i pe pod, dă-i pe pod. Dă-i pe pod fix deasupra lui, să-l stric, să vorbesc cu el. Dă-i pe pod aici, oooo, te duci.
Sunt tor. Oprește aici, oprește aici. Oprește aici că vreau să-mi las ușa deschisă. Da, domnul. Hai că te aștept, domnul, pe tine. Da, da. În câteva minute? Două minute și ușa aici? Hai că avem de făcut o urmărire. Ce s-a uitat? Ce faci, bă? Șapte, prinde șapilii! Fugi, fugi, că trage, fugi, că trage! Bă, am făcut șușulică lângă el și el ziceau... Ei, oare ce se aude? Serios? Și am zis să prindă șarpele! Eu sper să nu ne urmărească poliția, că tu mergi mai mult înapoi decât înainte. Păi, ia așteptă-lea că... Cred că trebuie să închizi, dacă te uiți la ceva, nu știu, pe la mașină, pe asta, trebuie să închizi tot. Da, acum iese, dar un... mă așteptați aici, mă duc până. Du-te, okay. Du-te. Doamne, ce da probleme. Dar care e treaba, mă, bebe, cu Andrei? Ce a făcut? A făcut ceva rău? Iar e șalt? Nu știu dacă e șalt. Ia. Că vine cineva. Mamă, cum se aude aici, zici că trec mașini pe acolo, pe sus. E sunetul real, ești nebun, iau. Vedeți? Zici că trec mașini pe sus, așa se aude sunetul. Era alt plan? Ce alt plan, mă? Aolo, poliția. Ce nebun, ești pericol? Bă, a venit cineva, mă? Costumează-te în gunoier. Să pui să fac pază. Da, da, nu-i grabă, eu doar zic ca să... Trebuie să mă sui aici să văd dacă vine cineva din stradă. Pericol că trebuie să-ți donez pentru o promovare, nu fac promovări, maestro, nu fac promovări pe bani, nu fac. Dacă am mai dat share cuiva pe comunitate sau dacă am făcut vreodată vreun raid sau ceva, a fost că am vrut eu, nu pentru bani sau ceva. Poate că am pierdut mulți bani când nu am făcut promovări, dar v-aș fi luat banii degeaba și de asta nu fac promovări. Pentru că nu vă ajută cu nimic, degeaba. În loc să ai 500 de abonați, ai 1000 de abonați. Dar tu când o să faci ceva, nu o să se uite nimeni la tine, pentru că ea nu s-au abonat că le-a plăcut de tine sau ceea ce postezi. S-au abonat pentru că le-am zis eu să se aboneze. Deci, eu nu recomand să faci. Eu recomand să muncești tu, să postezi tu. Iar dacă se abonează lumea la tine, înseamnă că ești tu șmecher. Dacă se abonează lumea la tine pentru că... Sper să merg mai bine. Ai făcut o promovare, aia nu înseamnă că ești șmecher. Înseamnă că ai plătit și fie vorba între noi așa. Unde mergem, bebe? Să faci promovare, ca să faci abonație, ca și cum te-ai duce la fete și le-ai plătit, știi? Mă auziți? Mă auzi, mă? Da, te auzi, Înțelegi. Ce mod de grafic ai? Make visual grit again, așa se numește. Bebe, e cu ale lui, care? Da, sigur că nu. Ok. Sunt cu ale mele. Am vreo 4-5. Și cum poți face să instalezi Rockstar-ul? Eu am GTA-ul pe Rockstar și nu mergea 5M-ul și acum am 2 erori de... Cum o să nu-ți meargă 5M-ul? Și eu tot de pe Rockstar am 5M-ul, nu-mi l-am de pe Steam. Spune. Mergem pe la secție? Nu, vreau să fac rost, de numărul 1 Hitman. Să-l pun să mi-l aducă pe... Băi, neapărinte, salut! Da, domnul Bebe. Știi ce vreau să te întreb? Poate cumva poți să faci rost de numărul 1 Hitman ceva. Vorbesc cu un băiat și vă anunț eu pe dumneavoastră. Aștept, te rog frumos, că am nevoie neapărat de un asasin ceva. Dacă okay. Reușești, aștept un telefon, un mesaj ceva. Da, domnul, da. Mulțumesc frumos, zi frumoasă. Să trăiți. Hai că am vorbit cu... Aveam un părinte aici care era foarte de treabă, e mai cunoscut așa până oraș. Și l-am zis pe el, dacă poate cumva să se întrebe de la unul la altul.
Are Houdini numărul, dar Houdini doarme, frate, eu nu înțeleg ce face de unde dorme în amiaza mare. Uită-te și tu, soare afară frumos, el doarme. Frate, că noaptea s-o distrapă în clubă, până dă-ste și ziua doarme ca fete. Da, mă, el și cu lingurar, mă, n-ai ce să faci cu ăștia doi, sunt pierduți. Lingurar doarme tot timpul. Sunt... Da, el doarme și când e în oraș, cum ar veni. Da, și când e lângă tine, îl întreb ceva, el e... Hai să mergem până oraș să dăm o tură, două. O să scot, așa, deci fii atent. Imaginează-ți. Vezi ăla butoiul ăla roșu, ăla e Andrei, butoiul ăsta roșu. Stai mă un pic mă, când mai vezi un butoi roșu oprești, dă-i în față, dă-i în față, nu în spate, că nu pot să trag pe aici, dă-i în față. Dă-i în față, dă-i. Și aici a fost stânga pe prima bandă, pe cealaltă bandă. Și ăsta roșu, vezi, oprește în dreptul butoiului. Ăsta e Andrei, gen. Și o să zic, hei Andrei, ce faci mă? Și noi plecăm, bun. Ce mă vede cu butoiul ăla? Băi, butoi, băi, ia dă-te jos, butoi, ia dă-te puțin jos. Oprește nu, undeva că... un pic să se dea jos. Okay. Dă-te mă puțin jos. Așa. Și tu du-te un pic în spate italiene și pe atent toți înapoi să-ți arăt cum vreau să-i fac. El arată, și acum du-te spre el. Și opresc așa și, bă, Andrei, bum, bum, bum. Și o să te urmă. Hai, urcă. Era mai mișto să lăsăm aici, da? Păi asta mă gândeam și... Sunt obișnuit. Bă, mamă, dar acum nu mai merge înapoi italien, ești țanc. Ești țanc. Pune să schimbe culoarea la mașină, că o știe bombii. Bă, 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 hai să schimbăm culoarea la mașină. Fă stânga, 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 mai în față, mai în față. Să fac stânga să schimb culoarea, fă una, nu știu, fă cum nu ți-ai face niciodată, fă o roză, că nu se crede niciodată că suntem cu mașina roz. Sau galben. Mai ai 35 de lei să-mi dai? Ba da, îți dau, stai așa. Mersi, Dani, acolo de... să schimbăm culoarea la mașină. Fă, ce culoare îți place ție, aulu, mi-a dat mie. Las-o așa. Mi-a scris Andrei, las-o așa. Pregătește-te, muhahaha. Ia să tăcem noi pe la poliție, să vedem care-i treaba. Uite și pe tristul ăsta. Să mergi ușor pe la parcare. Bă, la pregătește toată poliția. Bă, uitați și acolo, băieți. Nu ne văd bine, bebe. Mamă, hai să mergem la magazin. Hai la mine la magazin. Ce mă fac, băieți? Ce mă fac băieți că ăsta vine cu toată poliția? Băi, Gini! Ai mai fost și tu polițist, mă, bebe? Te deranjează dacă vin și eu acolo? Unde acolo, Georgica? Că nu prea, noi suntem într-o fugă continuă, nu știu dacă ai unde să vii. Vino pe la magazin, nu știu exact, nu știu unde să mă retrag, o să vină poliția peste mine cel mai probabil. Nici unde să ne retragem la magazin? Hai să ne retragem la magazin, la noi. Și o să vorbim și cu băieții dacă ne ajută, nu știu. Să ne împărțim pe grupuleți, ar fi de... Care că sunt trei oameni? Nu ne împărțim pe grupuleți. O să ne punem mașa... Păi nu, ne... și cu băieții aia. Ia că mă sună popa. Să rămână. Da, părinte. Eu am vorbit cu un băiat și mi-a zis să aștept o secundă ca să-și regleze și el pe acolo ce și cum. Ok, ok, sigur. Vă sun eu un co- mai puțin. Aștept mesajul, mai sigur, sigur. Da, mulțumesc, doamne, mulțumesc, da, să trăiți. Să trăiți, să trăiți. Vezi că îmi face domnul părinte rost de numărul unui asasin. Prinde. Eu voiam să nu mai ajung la poliție, voiam să trimit asasinul după el, dar... Aie, dacă se complică lucrurile, eu presimt, eu văd deja totul dinainte, totul o să se întâmple în magazin, poliția va veni, o să fie geamul sparte, noi o să tragem dinăuntru, ei o să tragă de afară, la un moment dat o să intre peste noi și eu o să fiu arestat, să știți. Și noi trebuie să încercăm cumva să te ajutăm să evadezi, mă, bebe, că nu e... Păi nu știu, eu cam dacă așa îmi dau seama. Dacă intri la pușcărie, nu e de...
Da, părinte. Da, eu am vorbit cu băiatul să duce și el să-și ia gloanțe și armă și dacă e ne vedem la 844 acolo la dumneavoastră sau? Veniți la magazin la mine, la 817. E imediat, ok. Vă aștept eu... să salut. Da, da, da. Cred că vin asasini. Vin asasini. Să le fie cam greu să-l asasineze pentru că ăsta o să fie împreună cu poliția. Ok. Să-mi place. Oh. Pe lângă poliție, ai văzut ceva? Spune. Ce ai făcut? Ai văzut, ai trecut pe lângă poliție sau nu ai trecut? Ce vrei, mă? Eu știi ce zic? Eu zic să-ți păzești spatele. Ce glumă bună, bebe. Am nu știu câți poliții și câte mașini. Dar ce ai spus tu lui Dav de Dav are încredere în tine? Bine, am spus lui Dav. Păi ceea ce ai făcut, că ai dat, ai spus chestii false polițiștilor, asta se face cu, se asumă cu cod penal și cu închisoare și cu pușcărie. Ascultă-mă aici bine. Urmează. Deci fii atent. Eu sunt la mine la magazin. Îți dau informație că dacă te ține pe tine și pe băieții tăi din poliție, veniți aici. Dar fii atent că tu ești luat în vizor de cum te apropii pe aici. Cine bebe, degeaba. Popa, eu nu mai pot să vorbesc. Ne auzim. Salut. Da, domn părinte. Așa, am vorbit cu el. El a zis că se duce și el până acasă, cum a ajuns acasă la el, să se schimbe, să-și ia niște glanțe. Ia veniți în coace. Da. Vorbim aici, mai retrași un pic. Domne, e un polițist din asta care mi-a făcut niște probleme. Da. Și acum nu știu cum a reușit el să se ducă la poliție, să-i spună la șeful mare de acolo și vor să vină să mă aresteze. Numele lui este Andrei Popescu. Andrei Popescu. Zis și Bombalău Suprem. Ok. Stați că îl notez aici undeva, ia stați așa. Și mai iau eu cineva, domne. Se numește George. Am înțeles. Zis și tu că acum câteva zile Andrei ți-a dat un telefon și te-a amenințat și a vrut să-i bagi la pușcărie? Salut, domn Tigaie, te salut, ticule, salutare, bine ai venit pe live. Așa, gata, i-am notat aici. Ce? Nu-ți place? Ce ziceți, mă? Cine ești, mă? A, tu ești, mă. Domnule, CNP-ul lui este undeva la... undeva. CNP-ul lui este 412. Ok. Îl cheamă Popescu Andrei. Porecla lui este Bombalău Suprem. E blonduț, acum l-am văzut că e îmbrăcat într-o geacă verde de poliție, blond în cap, cu puțină burtă și picioare din alea, cum sunt bombardieri, știi? Făcut și picioarele scobitori. Asta vreau să zic, da. Așa e și el, da. Nu știu, vorbesc cu domnul de aici pentru bani, dar și pentru mine ceva, vezi cum să faceți și mie un favor și dacă vă rămâne o dator? Sigur că da. Pentru un pistol sau pentru un ceva? Să vă fac rost de un pistol? Da. S-ar putea să fie cam greu acest lucru. Că singurul pistol pe care l-am la mine e al meu și eu l-am de la poliție, gen, dar nu cred că o să mai, nu o să mai cal vreodată pe la poliție. Nu știu, sau dacă știți pe cineva care ar putea să-mi dea, eu vă plătesc, vă dau 20.000 dacă vreți, 10.000 nu e o problemă. Pleacă de aici. Da, dar nu e vorba de bani, că dacă aș putea ți-aș da și asta, e liniștit. Dar oricum, nu cred că pot să fac rost. Da, aveți numărul meu. Dar dacă o să am vreodată pe cineva care poate să procure sau ceva, o să te anunț. Ok. Vorbesc cu domnul de aici, pentru... Vă înțelegeți voi? Care domn? De aici. Păi ăsta e George, e omul meu. Stai să-l sun un pic, stai. Mă, și gândeam, ce naibă tot arăți pe Georgica? Nu știu, am crezut că el e, nu, am curcat la voce ca o voce asemănătoare. Hai să-i imediat așa. Domnul de aici, din stânga. Suntem atacați! E gardianul nostru. Bună aia, Alex. Bună, Alex. Bine că ai zis, soticule. E bună aia. Bă, îmi plac băieți ăștia care își aduc aminte de fazele astea amuzante. Alex, ești mecher, băi, Alex. Ești băiat, băiat. Care e faza cu ea? Îl știu eu. El mai lucrează așa ca părinte în timpul liber. Și am nevoie să mă ajute cu ceva. Andrei Bombalău vrea să... Ia să mă bage la pușcărie. Iar face puse. Cam așa ceva. Asta mea, bebe. Poftim? E puterele pe la mine.
Bună ziua. Bună ziua, domnule, bună ziua. Bună ziua, domnul Bebe. Mi-auzi că căutați ceva. Domne, este un băiat pe care știu de foarte mult timp, care mă cam supără. Păci că l-am ajutat tot timpul și nu mai zic nimica, a vrea pur și simplu să mă bage la pușcărie. El este, este în academie la poliție, dar îl cunoaște pe șeful de acolo, pe șeful mare. Și nu știu cum l-a păcălit, nu știu ce i-a zis și acum vor să mă aresteze, că am primit informații că s-au pregătit să vin. Probabil că vor veni aici peste mine sau la casă. Rugămintea mea este dacă puteți să-l prindeți pe acest individ. Nu aș vrea să-l omorâți, aș vrea să fie capturat. Dar să știți că misiunea este foarte, foarte grea, pentru că el chiar în acest moment probabil că este înconjurat de vreo 10-20 de polițiști. Deci dumneavoastră vreți să-l capturez? Da, și să-l duceți într-un loc anume și să mă chemați pe mine acolo. Dacă puteți să-l capturați. Mă tem că va fi foarte greu acest lucru, pentru că... V-am spus, el în acest moment este cu poliția, vor să pregătească ceva mașini, probabil că vor veni peste mine aici la casă, nu știu. Au mandat ceva, nu știu. Spuneți-mi cu ce informații v-aș putea eu ajuta ca să-l depistați cât mai repede. Păi, m-ar interesa așa cam în ce zonă ar fi așa. Păi în momentul de față, cred că deci el, ultima dată l-am văzut la secția de poliție, se pregăteau pe acolo cu polițiștii, cu șefii de pe acolo. Așa. Și un om de îl cheamă Popescu Andrei, zis și Bombalău Suprem. Îi știu CNP-ul, este 412. Este un băiat așa blonduț, n-are șapcă în cap, adică așa era îmbrăcat ultima dată. Părul blond, fața așa gălbuie, subțire la față, are o vestă de polițist verde cu burtă pe el, mă rog, are burtă și niște pantaloni albaștri ceva și foarte subțiri picioarele. Și cam asta. Nu m-am stat puțin să caut un pic cine așa. Acum e mașina neagră. Domnul Bebe e expert domnul de aici. Lui se mai spune și Andrex Ro sau ceva de genul. Cred că am auzit. Salut, Șorun Ro FN, salut. Antonio, bună. Băieți, se întâmplă mirare. Băi, dar iar n-ați apăsat butonul de like, ia auziți aici. Băi, dați like! Că vă sparg. Like! A mai zis cineva ceva? Taline, vezi să nu intre nimeni aici, Taline, peste noi. Discutăm și noi afacerea asta. Ce? Am auzit niște sirene. Serios? Serios. Pregătește-ți. Nu cred că vin așa repede. Aveți italianule sau cum ai zis? Că ai să-mi dai și mie ceva? N-am, domne, n-am. Dar pe am... Ei, butoie. Zi, bebe, zi. Are domnul telefonul, puteți să-l luați de la el ca să nu mai apuc eu să-l dau acum, că sunt mulți aici da, și ăștia rețin repede. Telefonul. Dacă ei, îl dați dumneavoastră, lui domnul. Da, băi, butoie, vezi, stai acolo, geană la ușă, să nu intre nimeni, să nu vină poliția. Fă-te și tu util, butoie. Stați puțin, domnule, să zi. Ce vrei să faci? Păi nu, domnul bebe, vă dau un apel ca să... Cum o să-l notez aici dacă sunt aici, mă? Dar nu-l dați acum, îl dați mai târziu dacă e când plecați. Păi nu, dar ca să vă fac deci gen, duc o să poză stau așa la, la ușă, număr, da? Un screenshot de la ca să-l am aici, că nu pot să văd numărul dacă nu vă sun imediat. Puteți să-l vedeți dacă mă intrați acolo să-l editați. Dar nu e nicio problemă nici așa. Gata, doamne, gata. Mă mai ții minte când te dezbrăcai și că îți trebuia... La pipi în fața chestoriței, de mult, când ai furat mașina chestoriței Ford-ul și venea toată poliția după voi. Nu mai știu, Alin, frate, nu mai știu. Chiar nu mai știu, dar era chestoriță, era Raisa, gen nevasta lui Lingurar. Ok, o să mă duc să-mi dai numărul și o să revin cu un telefon în caz că ceva. Domnul, atâta vă rog, dacă puteți să-l prindeți, să nu-l omorâți, domne. Că vreau să fiu acolo. Am să încerc, că... un contract așa mai dificil un pic ăsta. Domne, după ce, dacă reușiți acest contract, îmi spuneți care este suma și rezolvăm, nu este problemă de bani. Da, sigur. Aoleu, mă sună șeful de la Piftie, de la poliție Piftie.
Da, șeful, să trăiți! Salut, bebe, mă auzi? Da, da. Chestor și 50 sunt. Am o veste proastă pentru tine. Ce anume? Ești dat în urmărire generală. Serios? Sigur. Serios vorbesc. Dar ce-am făcut? Discutăm la locul faptei. Spune-mi unde ești. Șefule, sunt la mine acasă. Sunt la mine acasă, stăteam pe pat liniștit, da, da, da. E sigur că ești acasă? Da, șefule, sigur că da. Bine. Veniți, acolo. Veniți acasă la mine, dacă nu e nicio problemă. Dacă nu te găsim acolo, e gravă treaba, ai înțeles? Da, șeful, stați liniștit, știți că sunt un om serios. Ok. Vă aștept acasă să trăiți. Ok. Am bel... Vine acasă? Păi nu, i-am zis că sunt acasă, că mi-e frică de mori, ești nebun. M-a sunat, hai de cap, mă dau afară din poliție ăștia. Băieți. Băi, italiene. Da. Ai auzit? Am auzit. M-a sunat piftie. I-am zis că sunt acasă, ești nebun. Oricum ai vrut să ieși. Poftim? Oricum ai vrut să ieși. Unde să ieși? Din poliție. Mă, da, mă, dar am vrut să ies frumos, nu să mă, să mă aresteze. Ți-l compar cu câte nevoie. Nu, domne, de unde sunt pistol? N-au, domne, n-au aici, nu mai încercați aici, că n-are nimeni aici. Că nu mai știu și eu pe nimeni pe aici după furtuna aia care a fost sau ce-a dar fost. Dar e destul de greu să faceți rost, credeți-mă. Că plătesc oricât păi nu, de bine. Păi nu, ideea e că, cum să vă zic eu, nu prea poate nimeni odată ce l-a luat, nu prea poate să-l mai dea, înțelegi? Da. Cam asta ar fi problema. Haideți că eu mai vorbesc aici cu domnul, că l-am aici pe... Mamă, n-am vrut. O să trebuie să fiți atenți că o să treacă poliția pe aici cel mai probabil. Da. Nici nu știu ce să fac, italiene. Bătoie. Ia, trimite-i toți acasă. A zis că... Nu mă lasă aici dacă vine poliția, lasă aici ca să... A zis că se duce să se uite așa un pic, să se uite mai din departe, da, da, așa oarecum, că dacă se uite de aproape e risc se descurcă, mare, se descurcă, domnul, sigur. Da, da. Domne, a cui e mașina asta de aici? Auziți, de aici. Auziți, veni, da. Vedeți că vine domnul Bebe. Da. Vine cu poliția după dumneavoastră. Se duce pe munte domnul ca să încerce să-l asasineze. Mamă, sper să nu fac asta. Spune-i că nu ar fi ok să-l omoare, că-l vreau în viață. Nu vreau să-l omoare. Spune-i treaba asta. Aolo, hai să ne ascundem, mă ascund. Voi nu, rămâneți acolo. Mamă, vine toată poliția, băiți. Voi rămâneți acolo, mă. Mamă, băieți, uitați ce se duc la mine acasă! Uitați ce se duc la mine acasă, băieți! Mamă, mbe... Cătălina, bună! Băi, toată poliția s-a dus acasă, băi! Băi, restul, dați-vă jos în afară de domnul ăsta, Georgica, voi merge jos, bă, că cu voi n-are nimic poliția! Merge jos și stați acolo, nu m-ați văzut, băi, du-te și tu jos, te rog! Dacă vine poliția, nu m-ați văzut. Cum mă pe tine că au venit peste mine acasă? A, da? A zis n-am vreo treabă cu tine. Eu stau aici, domnul Bebe, să vă mai dau informații, dacă sunt. Da, da. A zis că se duce la casa dumneavoastră, momentan. Păi eu i-am trimis acolo. Mamă, băieți. Faceți-vă că munciți, că trebuie de asta, ok? Momentan staționează. Italiene, vino și tu încoace. Faceți-vă că-l cumpărați, că trebuie să... Am fac inventarul. Domne, să-i spui să nu-l asasineze, este foarte important să nu-l asasineze, că-l vea în da, viață. Da, vorbesc, sunt tot aici, cu tot timpul sunt pe ele. Au trecut 4-5 mașini de poliție, mă. Da, zic că momentan staționează și că vor să se învârte pe lângă casa dumneavoastră pe acolo. Păi dacă m-a sunat șeful de la poliție și i-a zis că sunt în casă să vin acolo, dar... Pai de capul meu, mă omoară ăștia. Băieți, ce mă fac, băieți, ce mă fac? Spuneți-mi și mie. Auzi, sunt la casa dumneavoastră acolo, staționează acolo. Păi da, până vor să vină la magazin. Sunt parcați mai în față, a zis, puțin mai în față. Băi, butoaie! Am, nu știu dacă am numărul lui de telefon.
Butoaie, mă auzi? Unde dracu ești, Butoaie? Uite aici. Du-te acasă repede și bagă poliția așa, în casă. Spune-le că sunt în casă, îi bagi în casă, îi ții acolo cât mai mult. Dai tot ce poți, cheamă mafia, care mafie? Păi Cătăline, câți ani ai? 18 anișuri. Da, mă. Mai știi minte ce a zis moșul ăla atunci la mine? Ce a zis? Trebuie să-ți aduci aminte. Păi nu știu, ajută-mă. Faceți băieți aici. Aulă, mă sună șeful. Da, șeful, da. Bebe. Da. Unde ești, ca acasă nu ești? Sunt în casă, șefule, acum trimit pe ați ajuns? Eu ți-am zis că nu ești în casă. Unde ești? Șefule, acum trimit pe cineva să vă invite în casă, șefule. Sunt acasă aici, sunt am sus. Am verificat deja casa, nu te-am găsit. Aoleu. Unde Aoleu. Ești? I-am închis telefonul, nas. Mă caută, bă, băieți, bă. Du-te pe insula de la sindicat. Bă, cred că aia e singura fază, bă, să fug pe insula, băieți. Bravo. Cine a zis asta? Raul Ionuț. Mulțumesc frumos, Raul Ionuț. Acum iese un polițist cu motocicleta de la dumneavoastră din curte. Bă, italiene. Italiene. Da. Pregătește mașina, italiene. Băi, Andrei. Am crezut că ești așa șerpe. Eu șarpe, tu m-ai dat în gând la poliție la început și tot eu sunt șarpe. Ascultă-mă bine, n-aveți nicio șansă să mă prindeți. Oh! Oh, salut, Ben. Mamă, domnule, sunteți bine? Da, da. Italiene, unde e mașina? Unde e mașina, italiene? Da. Vin cu dumneavoastră ca să vă mai dau informații da, pe da, drum. Da, da, puteți să veniți cu mine, dar nu știu unde e italianul. Mamă, dacă vine ea... Italiene! Du-te sus, rapid! Bă, du-te sus! Vine poliția? Că pe acolo i-am văzut pe... Poți să ajut și eu pe cineva? Cu ceva? Poți să ajut și eu? Bă, Italiene, tu erai aici, mă! E în mașină. Da, mă. Urcați. Hai, treci pe la mine, pe la casă, pe acolo. Fugiți, dă-i! Dar să ai grijă, fii atent, nu te lași prins. Să tot plimbă pe la dumneavoastră la casă, au zis. Mergi ușor în fața porții. Grijă mare să fie polițist. Mergi și un pic aici să văd care-i treaba. Ia uite da, uitați. Capul la cutie. Da. Înțeles. Prește. Dă-i, că da pe stație, dă-i. Calco. Ia uiți, băieți. Ai grijat? Garda e în spatele tău. Urcă în mașină să fugim că iese rău. Urcă-te și aprinde pipa Fast and Furious. Dacă nu mai foc la tine, te rog să te dai jos. Bă, nu te mai juca cu el, dă-i. Da, n-a căzut. Auziți, pleacă toți de la casă, pleacă toți. Păi de normal la... că pleacă, că vin după noi, italiene, și tu ești arde de joacă. Încearcă să nu te răsturni și încearcă să-l pierzi. Știi că nu pot, nu? Mașina asta să fac chestiile astea. Ba da, poți, dar trebuie să găsești o stradă dreaptă pe care să prinzi viteză, te învăț eu. Încearcă să profiți de mașină la ce e ea cel mai bun. La viteză, pentru că pe curbe, crede-mă, prima dată când m-am suit în ea, în alu Houdini, parcă am zis, bă, ce dracu, mi s-a stricat direcția la mașină? Ideea e că așa sunt astea Audi, mai sport, să dau direcția aia super strong. No, și acum calco toti, calco! Dă-i fum! Urcă-te mașină că... și aprinde pipa Fast and Furious. Bebe, oprește-te că ești foarte mult închisoare pe viață și o amendă de 150.000 de dolari. Singurul lucru pe care îl risc este să pun mâna pe tine mai repede. Stânga.
degeaba am amenințări, plus amenințări. Bun, asta, acest apel a fost înregistrat și va fi trimis la Ministerul Afacerilor Interne. Doar cu acordul meu. Doar cu acordul tău. Beveriatul. Stânga, stânga. Băi, spune-i lui Dav că nu vă mai sufăr pe niciunul. S-a terminat. Să înceapă războiul! Începe războiul, băieți. Țineți-vă bine. Ia uziți aici, ia uziți. Așa făcea inima mea când vine poliția. Am primit informații. Trei tare de tot. În cazul în care o să fim foarte umăriți, am o idee unde aș putea să plec. Cum se numește melodia, sincer nu știu. Mă duc pe insulă. Mai ieși pe mine. Nu știu dacă este voie să vii acolo. Ba este că pot. Adevărat, adevărat că poți. Doar că, bine, merge, poți, da, sigur. Fă-ți o mafie. Mamă, am inima cozonac. Ce se întâmplă, mă? M-au luat-o static în parcare. Băi, fii atent. Auziți, au plecat toți, sunt undeva la 2000 de la casă, probabil încep căutările după noi. Hai să schimbăm culoarea la mașină, italienii vopsim repede mașina, o colantăm, nu știu. Da, da. Ce frumos vede camera cea nouă, mulțumesc frumos. Credem că îi dau tot ce pot, bă. Ușurel, să nu ne împrupem pe aici. Sunt pe capul mafii? Care capul mafii? Bă, n-am și eu numărul, nu i-am salvat numărul lui Arabu sau... Intră pe căscuța lor ca să vezi unde sunt, dar nu știu ce căscuța, uleo, lunetistul. Lontistul. Nu știu ce căscuța. O sună cineva. Cine? Alo, da. Am încercat tot ce am putut. Ce-au spus? Ce-au făcut? Mi-au zis că deja am încercat, tot m-am rugat de ei să intre, dar domnul Piftie nu era în apele lui. A zis că au verificat, eu tot reziceam că e bebe, că așa cred că de-astea, că pot să-i bag în casă, dar te-au luat și pe tine? M-a luat și pe mine, nu, de fapt, genii nu m-a luat pe mine, a bombarul ăla de Andrei zicea că sunt cu tine, că de-astea. Și dar ce fac acum, ce Piftie, domn? Ușor! Băi, Italin, la ce dracu te uiți, mă? Domnul Piftie era destul de... Ești bine? Mi-a zis că mi-a arătat mandatul, mi-a arătat frumos. În mandat scrie că ești bine? Mă auziți? Da. Că vor să te aresteze pentru deținere de droguri și de arme. Aoleu, cineva îmi scenează asta? Da, exact, nici eu nu știu. Pe unde sunteți? Poate vin și o să vă ajut să mai parachez o mașină. Suntem, am avut o mică tamponare. Bombalău de italianul merge pe contrasens. Poliția italiene! Poliția! Paolo, bebe! Italiene! Unde? Zi! Italiene! Dă-te, domni! Voi sunteți bine? Da, da. Bă, fiți atenți, hai să ne ascundem undeva, frate, nu știu unde. Unde ne putem ascunde? Aici, în dreapta, aș putea. Nu știu, dă-i tare că vin! Din ce în ce mai tare. Dacă trece cineva, capul la cutie, să nu ne vadă, ați înțeles? Da, da. Mașina acum n-a trebuit să ne-o stică. Te-aude tot blocul, cel mai probabil, da. Schimbă mașina? Nu! 112, căscuța la poliție, dar fi mișto să fie asta. Cu domnul care ne ajută și a zis că a mai vorbit el cu cineva și o să-l ajute să vină pe la spate oarecum să-l lege, să-l captureze. O să-i fie foarte greu, dar nu vreau să fie asasinat, mai bine să lase așa. Da, n-o renunțăm la contract, dacă nu poate să-l prindă. Da, n-o să-l asasineze. Du-te pe insulă. Păi știi ce mă gândesc? Da. Cum ar fi să mergem să ne ascundem acasă acum? Mamă, e poliția în spate. În spate? În spate? La dreapta, la dreapta oarecum. După munte, probabil. Da, ora. E perfect, aveam câștile la maxim.
Recuvintă pe căscuță de la poliție, deci, zice, zi, nu știu ce căscuță are, nu știu, zice și voi. Eu ar zice că da, ne scundem în casă, ne barică, punem un dalb, ceva, nu luăm, nu știu. Dar nu știu cine are cheile de la casă, poate are și poliția sau sparg ușa intră peste mine. Nu știu ce să zic. Ai și tot dreptate aici. Vrei un avion? Să-l pregătim? Am vorbit cu domnul Hitman și a zis că acum să ducem spre țintă. Hai să vedem, poate reușește domnul Hitman să-l prinde. Da. Îmi văd o dubă din asta. Hai că dubă nu e așa periculosă. A zis că aproape este de țin, este aproape de țin. Foarte, hai foarte să ne ascundem la tine în casă, italiene. Da. Hai să ne ascundem la tine în casă. Poliția aici. Poliția la dumneavoastră, poliția. Hai să plecăm, dă-i în față, dă-i în poliția față. Poliția patrulează prin spate. Dă-i în față că e poliția aici, nu, că am văzut poliție. Era cu motorul, era cu motorul aici. Fii atent aici ce le fac, fii atent. Dau anunț că dau ceva moca la mine la casă. Cât am numărul de la casă? 844? Mhm. Domnul Hidman a zis că e aproape de el, e la o milă de el distanță. Ia spune la domnul Hitman, unde este ținta? La... A zis o secundă. Pe lângă Jilava, pe lângă pușcăria mare. M-ați auzit? Da. Țineți-vă bine, o luăm un pic pe aici. Da. Păi am dat anunț că angajez oameni de pază. Bă, tactică-i 4x4. Domnul Bebe, să știți că ținta este pe la Jilava, pe acolo. Așteaptă, frate, înainte să dai bani. Ce? Unde este ținta? Pe lângă... aia mare, pe lângă Jilava, pe lângă pușcărie. M-am atins. Păi hai să mergem la mine, la casă italiene. Da. Adică fii atent. Noi nu mergem acasă. Dar fii atent că îl păcălesc pe Andrei că sunt acasă, fii atent. Aproape de casa dumneavoastră. Este aproape de casa dumneavoastră, ca să știți, domnul. Ei, ce faceți, mă, băieților? Ce facem? Suntem pe urmele tale. Într-un minut o să ajungă la casa lui domnul. Vezi că am intrat în casă, dar vedeți că am o armată în curte de oameni care îmi păzesc casa. Păi cum de ești în casă, că noi suntem în casă? Ești în casă la mine? Da. Bă, italien, ia vezi, mă, e cineva în casă? Nu e nimeni. Nu e nimeni, mă, uși ce nu mai mințiți. Nu e nimeni. Tu ieși afară, să vezi. Vedeți că am chemat foarte mulți oameni la mine, la casă. Ok, ne auzim. Pa. Hai să trecem pe la mine pe acasă, văd care-i treaba. Trecem așa domnul ușor, Bebe, da? Domnul Bebe, da. Este toată poliția la dumneavoastră la casă. Trecem așa ușor pe acolo, nu-i problem. Aveți ceva de apă? Da, hai să stau eu, îți dau eu. Luați așa, sper că vă ajung. Aolo, cred că am dat 100. Andrei s-a fugat, bă, da, mă. Poliția, toată poliția la casă. Da, uitați.
stai așa să le credeam. Dă-i în spate, mă, că nu văd de aici, dă-i în spate. Și așa. Dă-i, că ne-a luat. Mamă, băieți, începe urmărirea. Ce nu se aude melodia? Ai grijă, garda e în spatele tău. Urcă în mașină să fugim că iese rău. Urcă-te și aprinde pipa Fast and Furious. Dacă nu mai foc la tine, te rog să te dai jos. Italine, ai grijă, italine, să nu pățim ceva. Tot așa o să scăpăm cu el, doar la viteză mare, să știi. Încearcă să nu te bușești sau ceva, că după aia suntem arestați. Țin-o așa la distanță ușurel până când ajungem undeva unde poți să-i dai blană, da? Probabil da, pe autostradă. Ai dat bătâmbă cu poliția, exact! Mamă, vezi că vin toți! Iaud! Ușor la curbe! Mamă, e toată poliția după noi, italiene! Mamă, mai vine și o mașină după noi! Mamă, italiene, aici ne-e sfârșitul, italiene! Garda e în spatele tău. Urcă în mașină să fugim că iese rău. Urcă-te și aprinde pipa Fast and Furious. Dacă nu mai foc la tine, te rog să te dai jos. Am belit-o, băieți, e poliția după noi. Nu mai avem nicio șansă, sincer să zic. Ai grijă, Itanile, nu mă fă să... Trebuie să ieși pe autostradă aici, mergi drept așa, drept și faci stânga. Și am să o iei direct pe iarbă. Fă stânga pe aici, pe contrasens. Fă pe unde știi tu, numai fă stânga. Și calco, toti, calco! Calco, mamă, sper să îți dai fum la mașina de poliție. Aia zic, pupaia ștelpilii de Audi. Aia zic, italine, calco tare, până în paleto ne ducem. Ai încredere în tine, știu că poți să scapi? Păi da, dar nu sunt eu la control acolo, e italianul. Grijă să nu ne răsturnăm. Cel mai important lucru este să ne ținem pe picioare, dar accelerează o blană, bagă, ține-o la 3000 de ture și după aia șoc în motor. I-am dat. Aia zic. Aole, nu mai există vamă pe server. Ia uite băieți, am și de asta. Pericol, italianul tal pe iute de vă prinde și vă pupă? Aolo, ce cu mașina asta aici? A zis că el încearcă să-i captureze super repede, dar a zis că sunt foarte, foarte mulți polițiști pe lângă el. Da, am știut că se va întâmpla asta. Dar a zis că el încearcă foarte tare. E ok. Te la mine părăsită. Știi ce mi-e frică mie? Să ce? Nu rămânem fără frâne. Sau fără motorină. Cum stai? Ia cu motorină? E jumate. Hai că ne ajunge, dă-i tare. Ce vrei să te oprești? Băgăm un bău. A? Un pic, bă. Vezi că au trecut, să știi, ai auzit? Băgă-mă un pic. Bag. Să bag? Bagă, mă, că nu cred că s-au dus încolo, cred că s-au oprit în oraș. Știi că nu, suete, că i-am văzut suete. Calco! Și pune centura. Nu încolo, că încolo i-am văzut, nebunule. Fă stânga aici și întoarce, fă stânga aici. Și fă stânga din nou, am belit-o. Stânga. Bă, nu te băga, mă, pe aici, că poate nu mai ieși, bă. Dreapta, aici, dreapta. Bă, dar faci numai pe dos, bă, italiene. Lasă-mă că... Fă stânga aici, neapărat stânga aici. Aia zic, dă-i tare, calco, și vezi să nu te bușești cu ăștia. Calco! Bă, italiene, îi spun să o calce, bă. Calco.
Bă, zic să o calci, mă, și nu vrei să o calci. De ce zic să o calci? Ca să nu apuci oamenii să intre în tine, mă. Bă, faci pe dos, mă. Ești polițist? Ce faci, mă? Nu! Păstrați-te, păstrați-te, că trag și eu. Franciși. Hai, aia zic, aia zic. Dar unul le-am spart. Italiene, ușor, că nu mai ai control, ușor. Aia zic. Cred că le-am spart și roți. M-am mustrat că să mergem în oraș să schimbăm mașina. Și tu, mama, audio. Meu. Hai, pan, hai că ai pe spate, totuși mai virează. Mai avem o mașină în spate, Georgica. E domnul Hitman, e domnul Hitman. Ia uzi. Ai grijă, garda e în spatele tău. Urcă în mașină să fugim că este rău. Urcă-te și aprinde pipa Fast and Furious. Dacă nu... Gata, ajunge să te las o muzică. Ia-mă pe cineva și zi să ne pregătească o mașină. Bă, nu mai lua semnele alea, că sunt bune. Pe cine? Zic eu. Pe cineva nu, pe... La... Unde ești? Unde ești, bă, că nu te aud? Sunt pe-n paleto, bebe, pe-n paleto. Ce dracu cauți în paleto? Păi, pe aici am venit, că am văzut poliție. Deci am venit... Bă, ce mașină ai? Am un Mercedes A45. Ce? Un Mercedes A45 AMG negru. Aolo, italiene, nu pierde controlul aici în asta ușoară, că ne prinde poliția. Nox, trage! Mai e și ăsta în spate. Care e ăsta din spate? George. Chiamă-l pe George și zi să intră în el. Gata. Cred că l-am aranjat. Nu știu eu sau Georgica. Mamă, băieți, ne rup ăsta. Cristian, Claudiu, salut, imortali, salut. Pe cineva... Am auzit la dumneavoastră la casă cât de repede se poate v-a pregătit el o mașină. Rapidă? Nu, acasă. Nox! Ce Nox, mă? Bă, condu-mă că vine în poliția, mă! Lasă telefonul! Bă, nu, dă-i în jos! Ne-a spart o roată! Dă-i, mă, italiene, mă! George, intră în el, George! Nu, mă, nu mai intră în el, că nu facem aici summer track. Avem două roți spate? Mamă! Lasă telefonul ăla ce bebe și trage în ei. Gata, le-am spart urat. Îl am pe Georgica în spate, că mai mult am tras în el decât în polițiști. Te așteptăm la casă, hai repede la casă la mine. Haideți repede la casă la dumneavoastră, dacă m-au zis care băiatul v-a pregătit o mașină. Ține-o, italiene, bine, italiene, ține-o bine și ușor, ușor aici, în curbă, bă, italiene, ușor în curbe. El a zis că a scos și mașina din garaj și tot, e pregătit tot. Zic acum. Okay, ușor, da, da, ușor, da. Italiene, ai grijă să nu ne răsturnăm sau ceva. Eu încerc să-i țin la distanță. Un jeep roșu a zis la noi, la dumneavoastră, la casă, pardon. Bă, fii atent ce faci, lași mașina în ușă. Și ne dăm jos, da? De cu spatele. Pui nu pe acolo, că ne omoară italiene. De cu spatele, renunțăm în par. Bă, nu te dumpă pe astie, mă, nebunule, mă. Cum ai scos tu mașina de aici, mă, italiene, mă? Mă, dați-vă jos, că nu mai poți să o scoți de aici, dă-te jos. Mă, cum ne bași tu mai rău în belele decât era, mă? Ține dracu cu mașina pe zic mereu, bă, vrei să nu ne bușim, vrei să nu ne bușim. Fugiți. Haideți că avem o șansă să scăpăm pe aici. Hai că până verifică ei mașina, până una alta, poate scăpăm, ne băgăm pe-ntre case în față, veniți încoace. Okay, hai, italienei! Față și zic la băiatul să vină cu mașina, da? El și-o luat arma, italianul, mă. Aoleu, sunt în spatele nostru, atenție, aoleu, trag după noi!
Azi am zis să vină la 877 repede. 877, ok, dar nu cred că are timp să vină. Fugi, italiene, fugi! Nu cred că are timp, băieți, nu cred că are timp. Băieți, este cineva dintre voi care n-a apăsat butonul ăla, ia uziți aici. Băi, dați like! Că vă sparge. Hai, italiene! Mamă, ce trag ea după noi. Băi, eu zic că nu putem, eu zic să o luăm pe-ntre case înainte. Nu știu, schimbăm, schimbăm. Asta e mașina? Stai, una roșie. Nu. Hai. Hai, fugiți pe aici pe-ntre case, haideți să nu ne vadă, haideți. Veniți pe aici. Ai, am încercat, dar n-am reușit. Mamă, băieți. Hai. Vă dă stresul de vă rupe dacă nu dați like, băieți. Aolo, hai. Mamă, e poliția peste tot, frate, în spatele nostru. Hai, italiene! Mamă, frate, băieți, ne prinde poliția, băieți! Trage-n mama lor. Ăsta mă sun, lasă-mă, Recu, că nu vorbesc la telefon acum, eu mai am un pic și mă prind ăștia. Sau de telefon. Ia uite. Fugi, italiene, fugi să nu te împuște! Am volumul dat încet? Mamă, italiene, dacă nu vine cineva să ne salveze cu o mașină, ne-am dus pe... Mamă, cât am alergat, am trecut prin toate cartierele italiene. Mă auzi, mă, italiene? Ce? Cred că nu mai sunt cartiere. Bă, hai să luăm pe ăsta, hai să... Vino încoace, italiene. Băi, dă-te jos din mașină, dă-te jos din mașină că te împuși, dă-te jos! Urcă, italiene, urcă! Urcă repede, italiene! Păi hai, urcă că ți-am făcut loc! Urcați repede, nu pot, nu cred că mai am timp să vă iau, Georgica, nu mai am timp! De! Mamă, ce e asta, tati? Am încercat să vă salvez, dar... Țineți-vă bine și tot mai mult vine eu. Au... Dacă e Tico. Mă duc, țineți-vă bine! Hai că mă duc dacă e. M-ai speriat? Mamă, Tico, știi cum e? Știu eu că eu pe aici o coborâre, știu eu. Mamă, dă-o dracu că nu-i mașina noastră. Aaaa! Viața este noastră. Eu, că nu murim de la o strituri din asta. Unde dracu e strada aia, aici? Mamă, cine mai face drifturi din astea cu Tico? Băieți, s-a întors Bebe Moise în oraș. S-a apucat de prostii, băieți. Băi, trebuie să ne ascundem neapărat, trebuie să ne ascundem undeva. La cimitir. Mă sună Andrei. Hai acasă, italieni, repede acasă! Eu sunt într-o... Auzi să-l păcălesc. Ce vrei, mă, de mă suni? Oprește-te, că nu vei scăpa. Când sunt... vei prinde... Am plecat din oraș, pa, sunt plecat din oraș. Degeaba, că sunt blocate zborurile. Pa. Băi, trebuie neapărat să facem rozul, ne avem să plecăm pe insulă. Vrei să îți fac eu repede un rost? Păi poți tu să faci? Mm-hmm. Cum poți să faci? Așa, să-l chem pe cineva. Dă mai încet. Ce mai încet? Băi, trebuie să fug pe insulă, băi, n-am nicio șansă, altfel nu scap de poliție. Ați văzut și voi, frate, că am fost la atât, am fost să mă prindă.
Doamne ferește. Am fost la o fracțiune. Șor. Dai că era să se răstoarne, ce era să-i fac? Mai bine dau cu ea de prieteni decât să o răstorn. Nu cred că pot să fac asta, îmi pare rău. Hai că poate găsim unul pe aici ceva. Te bagi tu repede în hambar și te uiți de unul, da? Da. Hai cum să dai cu mine pe dechi. O sună un număr. Alo, da? Domnul Bebețântă e la secție. Păi ați prins-o? Nu, e la secție momentan. Intră tu, italianul. Haideți că vă sun imediat. Ok. Te așa, băi, că încerc să fac o șmecherie. Cum se numea ăla, mă, frate, când scap acum, băieți? Mă așteptam să fie așa rapidă treaba. Cam zboară, mă, la fel. Dă-te acolo afară, că vinim noi. Ok, te aștept. Ce căpute acolo? Poliția italiene! Bă, repede, bă! Aoleu, bă, dar... Niciodată nu iese, bă, niciodată! Bă, tu ce mai cauți, bă, aici, bă? Dă-i, italiene, dă-i! Mamă, dă-i, ridică-l! Aia zic! Bă! Mamă, băieți, cum a fost asta? Gata e în spatele tău. Urcă în mașină să fugim că iese rău. Urcă-te și aprinde pipa Fast and Furious. Dacă nu mai foc la tine, te rog să te dai jos. Mamă, cum a fost, la fix a ridicat, ați văzut? Bă, la fix ai ridicat aia, bă. Bă, bombalău de Matrix o veni cu poliția, mă, o veni, l-urmărea poliția și el o veni la noi, mă, eu mor pe ăștia. Avem un motor, alo, da, șeful, să trăiți. N-ai scăpat, bebe, să știi. Șefule, îmi pare rău, dar o să lipsesc o perioadă din oraș. N-ai scăpat. N-am scăpat, bebe. Auzi că n-am scăpat, mi-a sunat șeful și că n-am scăpat. Avem o problemă la motorul stâng. Aoleu, văd, hai să aterizăm aici, pe vaporul ăsta din față, repede. Aterizăm aici, după aia chem eu pe cineva după noi. Mamă, băieți. Te pun la story, mersi frumos, game. Instant gaming. Respect. Bă, la fix a ridicat avionul. Eu am știut că vor să intre noi cu mașina de poliție, dar îi spuneam lui italianul: ridică-l, ridică-l! Nu mă dezamăgi, italiene. Vezi că trebuie să frânezi din timp, coboară-l mai jos, că altfel n-ai cum. Ridică-i botul, că nu aterizezi, ridică-i botul! Ridică-mă! Pune jos, frânează-l, nu mai în stânga! Hai că e bine, frânează! Bă, frânea! Aolo, hai că a fost bine, excelent! Aolo, frate! Doamne, că am scăpat, băi, băiatule, băi! Mamă, frate. Mamă, îmi dau pălăria jos în respect pentru italianul. Te pun pe TikTok, mulțumesc, Valentin, ești foarte șmecher. Ce vrei, mă? Ce faci, bebe? Ce să fac? Uite, m-am retras puțin în Bahama. Aterizez cam repede pe portavion. Vezi că avem aici gardieni. Și să vezi că văd că ați aterizat pe baza militară, pe aeroportul. Așa, și asta n-are nicio treabă cu poliția, să știi. N-are? Venim acum, pregătește-te. Aolo. Băi, au zis ăștia că vin aici după noi, că au văzut că am aterizat aici. Trebuie să fugim ăștia. Când mai putem să plecăm de aici, nu? Georgica, știi să repare avioane? Nu. Păi, capul.
Hai, George, că măcar încearcă. Ia stai, că nu se văd dacă nu e elicopter. Băi, fiți atenți. Dacă nu, un singur lucru trebuie să facem. Veniți încoace. Înotăm până pe insulă. Hai că insula nu e chiar așa departe. Italiene. Fii atent. Dacă vine poliția, înotăm. Ai încredere în mine? Da, părinte. Bebe, sunteți în regulă? Deocamdată da, suntem undeva pe un vas, am aterizat pe un vas. Ah, e foarte bine, domnule, dacă e ceva, vă mai țin eu la curent. Ok, ok, mulțumesc. Dacă poate domnul Hitman să-l captureze, ar fi perfect. Da, dacă nu asta, poate... Asta îmi zice și mie, dar totuși și dumneavoastră e o misiune destul de grea. Cred, dacă nu poate să abandoneze misiunea și o să-i dai eu ceva bani pentru că a încercat. Da. Dacă nu poate, poate o reluăm într-o altă zi, mâine, seară, sau vedem. Nu e problemă. El când poate să-l captureze, mă sunați, ok? Să trăiți. Hai că s-a bulit sunetul. Dacă vin cu vapoare, nu e bine. Mamă, ce cald e, băieți, m-am încălzit. Leo, saluticule. Băi, ce m-am încălzit, băi, băieți, bă. Ce, mă, italiene? Hai, bebe, ai încredere în mine. Unde mă să vin? Vin aici. Bă, lasă avionul de acolo, că în cazul în care vrei să aterizeze, să se lovească de el. Dacă pui avionul fix acolo în minți, joc, nu vor putea ateriza niciodată aici. Înțelegi? Aici. Da. Băieți, avem undeva la 2 ore de live. Ce să zic, aparent avem doar 1500 de like-uri, ceea ce înseamnă că live-ul nostru se va opri aici. Vă aștept mâine dimineață la un nou episod. Vă aștept mâine seară la un nou live. Sper ca pe live-ul de mâine să rupeți butonul de like mai des. Să dați și voi un share, să chemați și voi un prieten. Și, na, ce să zic. Vă pup pe toți, să aveți grijă de voi. Weekend plăcut. Cred că mă bag la un CSGO sau ceva. Să aveți seară minunată și vacanță plăcută. Pa. Ia uzi. Ai grijă, garda e în spatele tău. Urcă în mașină să fugim că iese rău. Urcă-te și aprinde pipa Fast and Furious. Dacă nu mai foc la tine, te rog să te dai jos.